Eu, criptohedule, bine ai venit la încă un episod din seria noastră Crypto pentru toți. Astăzi vom discuta despre un segment al lumii DeFi, mai exact Liquidity Pools. Împreună vom vedea ce înseamnă, cum funcționează și care sunt avantajele și riscurile la care se supun cei care se implică în aceste pooluri. Pentru început, precum le spune și numele, Liquidity Pools sunt precum niște piscine de lichiditate. Pentru două sau mai multe criptomonede. Acestea sunt vitale sistemului DeFi și în special exchangerilor descentralizate, cum este Uniswap, PancakeSwap și așa mai departe, deoarece sunt tehnologia de bază care permite tranzacționarea și împrumuturile fără nevoia unui middleman. În această modalitate, un utilizator depune două monede în proporții egale într-un pool și devine liquidity provider, furnizor de lichiditate pentru perechea respectivă. Spre exemplu, într-un pool alcătuit din USDC și ETH, utilizatorul va trebui să împartă suma pe care vrea să o blocheze, să spunem de $200 în două, adică $100 în USDC și $100 în ETH. Apoi, acesta îl depune în pool și primește un token al pool-ului, dovada că a depus pe care o poate folosi la sfârșit să-și ia fondurile înapoi. În schimbul blocării fondurilor în pool-ul respectiv, utilizatorul este recompensat prin comisioanele de tranzacționare ale celor care schimbă monedele din perechea respectivă. Această recompensă este direct proporțională cu cota din pool care este alocată ca fiind suma fondurilor blocate supra suma totală din pool. Existența liquidity pool-urilor face posibil ca exchange-urile descentralizate să le permită utilizatorilor să efectueze tranzacții direct din pool, în loc să trebuiască să existe un alt cumpărător la prețul pe care vânzătorul vrea să-l ceară. Spre exemplu, pe exchange-ul Binance sau celălalt de genul acela, funcționează pe bază de order book, adică o listă de ordine de vânzare și cumpărare compusă din cererile și ofertele oamenilor. Astfel, oamenii pot pune cerere pentru o criptomonedă la un anumit preț, să zicem, nu știu, Bitcoin la 60.000, iar în momentul în care criptomoneda ajunge la acel preț, ordinul este executat și cumpărătorul primește criptomoneda. Desigur, lucrurile funcționează în același fel și în sens invers pentru vânzători. Automated Market Makers, adică AMM, schimbă regulile jocului întrucât aceștia nu au nevoie de un order book, ci oricine dorește să tranzacționeze pe baza unei perechi o poate face automat prin lichiditatea prezentă în acea piscină. Astfel, nu este necesar să existe un vânzător pe cealaltă parte a cumpărătorului, deoarece cel din urmă poate achiziționa direct din pool. În acest fel, un algoritm controlează prețul celor doi tokeni în baza tranzacțiilor efectuate în pool, printr-o formulă destul de simplă. În mod natural, să fii furnizor de lichiditate vine cu anumite riscuri. Probabil printre cele mai vehiculate concepte din DeFi este impermanent loss, adică pierdere temporară. Numele de impermanent loss vine de la faptul că pierderea nu este permanentă decât în momentul în care furnizorul de lichiditate își retrage tokenii din piscină. Această pierdere se întâmplă în momentul în care prețul tokenilor depozitați se schimbă în raport cu prețul la care au fost depuși, deoarece prețul tokenilor este calculat în baza rației dintre ei. Este important de precizat că această schimbare de preț poate fi reprezentată atât de o scădere a prețului, cât și de creșterea acestuia. Cu cât mai mare schimbarea de preț, cu atât mai mult ești supus riscului de pierdere temporară. Pentru a face lucrurile mai clare, revenim la exemplul anterior cu depunerea a $100 în USDC și 100 în ETH, dar o să spunem că un ETH este egal cu $100 pentru simplitate. Să presupunem că în liquidity pool-ul USDC-ETH sunt în total 1000 de USDC și 10 ETH, la o rație de 50-50 pentru fiecare token, fapt care oferă celui care depune o cotă de 10% din pool. Dacă prețul ETH crește cu 100% și acesta ajunge la $200, boții de arbitraj intră în scenă și profită de diferența de valoare prin vânzarea de ETH din pool la market și înlocuirea sa cu USDC. Lichiditatea totală din pool se va schimba în 7 ETH și 1414 USDC. Motivul pentru care se întâmplă asta este că rația din pool s-a schimbat nemai fiind 50-50, iar asta a afectat prețul ETH, al cărui preț presupunem că a crescut. Ținând cont de faptul că utilizatorul deține 10% din lichiditate din pool, acesta va putea retrage din el 0,7 ETH și 141 de USDC, valoarea amândurora ridicându-se la $282. Cu toate acestea, dacă furnizorul de lichiditate ar fi păstrat pur și simplu tokenii în portofelul său, ar fi deținut un ETH și 100 USDC, în valoare totală de $300. Diferența dintre cei $300 și $282, adică $18, este pierderea temporară pe care a suferit-o furnizorul. Din câte probabil ați observat, în exemplul dat, ETH este într-un pool alături de USDC,
un stablecoin care nu prea fluctuează în materie de preț. Din acest motiv, riscul de pierdere temporară, de impermanent loss, este mai mic, deoarece doar unul dintre tokeni poate avea fluctuații puternice de preț, în timp ce celălalt este stabil. Există însă, bineînțeles, și posibilitatea de a combina doi tokeni și niciunul dintre ei să nu fie stabil. Spre exemplu, o pereche de tipul ETH cu LINK. În acest caz, riscul de pierdere temporară este mai ridicat, deoarece ambii tokeni pot suferi schimbări majore de preț. În același timp, combinația inversă a exemplului anterior este posibilă prin blocarea a două stablecoin-uri. Bineînțeles, un astfel de pool va genera venituri mai mici, deoarece cele două monede nu sunt volatile, deci furnizorii de lichiditate nu se supun unui risc atât de ridicat. Acesta este un grafic care arată cum schimbările de preț ale unui token vor determina pierderea temporară la care este supus furnizorul de lichiditate. Observăm că la o schimbare a prețului de 500% față de prețul inițial la care a fost depus în pool, pierderea temporară este de 25%. Din fericire, nu trebuie să ne chinuim în mod direct cu aceste calcule complicate, deoarece există suficiente unelte și calculatoare care să te ajute să-ți calculezi riscul la care te supui în momentul în care dorești să depui ceva tokeni într-un astfel de pool. Un alt risc la care te supui în cazul liquidity pool-urilor este acela al vulnerabilității smart contract-urilor. Deoarece fondurile tale se află în pool, adică un smart contract care ține la oaltă toți tokenii depuși de utilizatori, hackerii pot găsi vulnerabilități în codul acestuia și să profite pentru propriul interes. Un astfel de exemplu este folosirea unui flash loan, adică unui împrumut care este plătit instant înapoi. Hackerii pot utiliza diverse metode de manipulare a prețului unui token pentru a păcăli contractul ca o plătit înapoi fondurile, când de fapt nu au făcut-o, iar tokenii din pool sunt furați. Impermanent loss este unul dintre conceptele fundamentale ale finanțelor descentralizate pe care oricine care își dorește să furnizeze lichiditate pentru un AMM, Automated Market Maker, adică ar trebui să-l înțeleagă. Adesea, comisioanele și dobânzile primite de către furnizori pentru blocarea fondurilor în pool-uri sunt suficiente încât să acopere impermanent loss-ul și poate și să genereze un venit extra. Cu toate acestea, nu trebuie să scăpăm din vedere perechile volatile și importanța unui plan bine făcut din timp. Asta a fost pentru azi, sper că ți-a plăcut și te invit să apeși butonul de like dacă nu ai făcut-o deja. Poți să-i dai și un share, astfel că ajunge și la un prieten de-al tău. Până data viitoare, eu sunt Andrei Brătucu, mă găsești la @AndreiBrătucu pe toate platformele sociale și te invit la mine pe Twitter să vezi ce îndebitează mintea în legătură cu industria asta nebună. Bye!